Iată, vedem cum cresc în ochii noștri noile vedete, noile voce, voci din showbizul autohton. Vocea ei ne cucerește din prima și mai nou, aparițiile ei scenice ne captează atenția. Noi am aflat în exclusivitate cine pregătește Ameliei Uzun ținutele și cât de mult îi place să facă cumpărături. Ea, o manghinahină, o taximentale. Ne-a uimit prin duietele sale cu tatăl ei și care de fiecare dată ne-au emoționat. Acum, Amelia Uzun urmează să mai lanseze câteva melodii de suflet pentru care va avea toată susținerea lui. Este o relație bună la noi și desigur că suntem foarte prietenoși, ne iubim unul pe altul. Da, vedem, deci o să fie piesă care Amelia le va face singură, că deja vrem Amelia singură, vrea să se lanseze cu piese proprii. Să inventeze. Să compună piese. Ținutele scenice ale Ameliei sunt alese cu mult gust, este atentă la detalii și are încredere doar în bunică, cea care o cunoaște cel mai bine și știe de ce are nevoie micuța interpretă. Bunica mi-a cosut și când a terminat asta să coasă, eu am fost foarte bucuroasă. Dar cum o cheamă tu bunica ta? Bunica Dinsa. Bunica Eudochia Uzun. Bunica Eudochia îi coase Ameliei toate costumele de concert care cântă Amelia și vedeți, ne-a cusut și nouă. Amelia se transformă într-o tânără cochetă, gata să cucerească scenele mari, iar noi, cei din echipa Vorbelor Bune, abia așteptăm să fim invitați la următoarele ei concerte.